De la începutul anului și până în prezent, în acest moment, Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu a desfășurat sute de controle la operatorii economici de pe raza județului. Majoritatea acestor acțiuni au fost derulate ca urmare a sesizărilor venite din partea oamenilor. O pondere foarte mare în această activitate a ocupat-o petițiile înregistrate în primul trimestru al anului, fiind înregistrate un număr de 164 de reclamații, din care 141 au fost soluționate favorabil, iar 23 au fost redirecționate și clasate sau redirecționate către instituțiile competente. Comisarii de mediu spun că aceste sesizări au venit în urma disconfortului provocat de depozitările necontrolate de deșeuri, tăierea de arbori sau depoluarea aerului. Sesizările au vizat aspecte privind depozitările necontrolate de deșeuri și de reziduri animaliere în mediul rural, în special eliminări de nopți în atmosferă prin incendieri de deșeuri, activități ilegale de extracție agregate minerale, tăieri de arbori, disconfort de la adăposturile animaliere. Reprezentanții Gărzii de Mediu îi încurajează pe cetățeni să sesizeze orice neregulă legată de mediu. Reclamațiile se pot face atât online, pe adresa de e-mail cjolt@gnm.ro sau în format fizic prin poștă.